de mașini, unele având în față mașini cu girofar, așa cum o să vedeți în fotografiile pe care le avem, au tăbărât pe Craiova. Au fost prezenți aici oameni din toate județele Olteniei și nu numai, au fost mașini și din Telorman, au fost mașini și din București, au fost mașini și de Arad, au fost mașini pline cu copii, au fost mașini cu microbuze școlare, ceea ce de asemenea n-ar fi trebuit să fie, au fost copii cărora li s-a împărțit bere și avem o fotografie cum consumă alcool. Dincolo de toate acestea, acești oameni care au venit la Craiova în număr destul de mare, noi îi înțelegem pentru că au venit aici să-și ia adio de la Traian Băsescu, președintele României, pe care îl văd pentru ultima dată în această postură și cu care probabil am mai dorit să mai facă o fotografie, pentru că viața, între ghilimele, de lui Traian Băsescu în postura de președinte a României se scurtează pe zi ce trece. 6, de fapt 7 decembrie, nu o să-l mai prindă în această postură. Pentru că noi pe unde mergem și ne plimbăm în această Românie reală, observăm că lumea nu mai dorește să-l voteze pe Traian Băsescu. În plus de aceasta, ne facem datoria să aducem în fața opiniei publice aceste nereguli care s-au produs odată cu sosirea la Craiova a acestei acestor mașini care s-au abătut asupra Craiovei și care au blocat circulația și care au pus la lucru organele de poliție și de jandarmerie. Și nu numai acesta, dar încă o dată am văzut ce înseamnă minciuna și cât de ușor domnul președinte Traian Băsescu trece de într-o parte într-alta, pentru că lumea trebuie să știe că Traian Băsescu a fost prezent la Craiova începând de ieri cu un avion închiriat cu care a aterizat pe aeroportul din Craiova împreună cu 53 de persoane, după care a mai venit un elicopter cu care de fapt a plecat astăzi Traian Băsescu. Cele 53 de persoane care au venit în fața în aeroportul din Craiova au fost așteptate de o coloană oficială în care s-au urcat familia regală împreună cu cei care îi însoțeau. Deci o coloană formată din 18 mașini și microbuze care la rândul lor au fost însoțite de mașini de poliție, care la rândul lor au fost însoțite de mașini de SPP. Gândiți-vă că venea de la Timișoara, unde s-a petrecut același lucru. Gândiți-vă că la Arad stătea SPP-ul în rezervă și aștepta că era posibil să se ducă și acolo. Gândiți-vă că au venit cu SPP-ul și aici și la cetate și unde au mai fost. Gândiți-vă că mai departe au plecat la Pitești și și acolo e coloană de SPP și acolo se petrec același lucru. Deci acestea sunt economiile care le face domnul Traian Băsescu. De aceasta dorește și pe toate afișele electorale scrie că să reducem numărul de parlamentari, să ajungem la 300, că sunt cheltuielile prea mari. Nu cumva ceea ce spunea fostul viceprim-ministru Nica la vremea respectivă cu aceste mașini. Deci presa de astăzi a dat că au fost în jur de 400 de mașini la Timișoara. Noi deocamdată nu le-am numărat și nu știm câte au fost, dar cu siguranță că au fost și aici câteva sute de mașini, da? Toate aceste mașini, cum au circulat ele? Ele trebuie să circule în niște condiții speciale în care fiecare om din microbuzul respectiv trebuie să aibă buletinul de identitate, CNP-ul trecut, deci s-a sesizat cineva, vreun organ, a făcut vreun control cineva, cumva, cum au venit acești oameni? Pe de o parte, vă spun că ceea ce se întâmplă acum cu oamenii care sunt scoși din instituții cu anasâna, cum se spune, și care sunt puși să semneze convocatoare că vor fi prezenți acolo, dar care, de fapt, nici nu vor vota, pentru că și nouă ni s-a întâmplat acum 4-5 ani de zile când l-am avut pe Adrian Năstase și când, iar la fel, făceam tot felul de
sărbări galante prin Craiova, de ajunseseră oamenii că dacă îi mai scoteam încă o dată, cred că nu mai aveam voturi deloc. Și n-au învățat din treaba asta, deși cei care se ocupă de treaba asta erau și cu noi data trecută.